Băi, genilor, tocmai ce mi-a venit bicicleta, o să zic curieratul, de 10 minute a plecat, cutia arată blană, hai să vedem ce conține cutia. Băi, bicicleta arată drăguț, ce să zic, așa arată scoasă din cutie, încă nemontată. Băi, genilor, tocmai ce a venit Adela Colet, cu același model de bicicletă, dar cu roți mai mici, relativ de 27,5 față de a mea care are 29, și catul e 440 mm, a mea are 520. Schema e că, uitați cum a venit cutia. Nu știu ce s-a întâmplat, gen așa, exact cum o vedeți voi, față de cutia mea, ca să nu mai zic că livrarea a durat relativ mult, 5 zile, în condițiile în care comanda a fost pusă luni și a venit la mine astăzi, vineri la Panani, la câte acum, nu știu, aproape de ora 14. În fine, ce să zic, bicicleta mea practic e un Ultra Nitro de 29 de inci, roțile e cadru de 520 mm, echipată full Shimano, e super tare bicicleta, am apucat să mă dau un pic cu ea și de-aia am hotărât să mai cumpăr una pentru cineva, am recomandat-o, dar sunt destul de nemulțumit de cum a sosit pachetul, dacă îl vedeți tot, e rupt, nu știu care e treaba. O să revin cu un mic filmuleț după ce o montez, să văd dacă nu lipsește ceva sau... La mea tot a fost în regulă, numai că a fost rupt stopul ăsta din față. Asta nu e cea mai mare problemă, se puteau întâmpla chestii mult mai grave. O să montez și după aia revin cu ceva păreri. Dar sunt un pic supărat pentru faptul că au venit și foarte târziu și văd că s-au deschis coletul să se vadă ce e înăuntru sau nu știu care a fost treaba. La prima vedere nu lipsește nimic. Oricum revin după. Asta e relativ mai micuță, are roți pe 27 jumate și cadru de 440 mm. A mea are 29 cu cadru de 520. Am reușit să montez și cealaltă bicicletă. Arată foarte fain și pe varianta asta negru cu roșu, mai ales cadrurile astea beton, care sunt culoarea cadrului gen parțial. Urmează să fac un test drive. O tură cu bița să vedem dacă totul e în regulă și cam asta e treaba. Ca cine e interesat, bicicleta asta se găsește pe Click for Sport la 999 de lei. Eu cred că merită fiecare bănuț, mai ales că are cadru de aluminiu și celelalte specificații care le găsiți acolo. Eu zic că în banii ăștia nu știu dacă o să găsiți ceva mai bun. Chiar din... Exact din aspectul ăsta am cumpărat încă una. Exact la fel. Ce am mai găsit în banii ăștia erau cu cadru de oțel și alte prostii, jante simple sau mai știu. Probabil mai sunt și alte variante care sunt asemănătoare, dar eu sunt foarte mulțumit de ele.